Salut! Iar e luni! Bineînțeles că e luni! Cea mai frumoasă zi din săptămână! Totdeauna trebuie să începem cu luni! Da, și pentru, nu știu, pentru tine, las un coment dacă nu e ok, dar pentru mine ziua de luni este una dintre cele mai relaxante zile, pentru că eu lucrând un weekend, ture duble, lunea este pentru mine o relaxare. Și cum ne-am obișnuit deja, lunea încercăm să punem clipuri interesante, clipuri cu teme mare și clipuri care să ne inspire pentru săptămâna care tocmai a început. Ei bine, am două clipuri pentru tine astăzi. Unul este, primul clip este în Emil 1, condus de Terminatorul din clanul Easy Dubs. Ambele au ceva în comun aceste meciuri, nu doar damage-ul mare, pentru că cu damage mare am destul de multe jocuri și tankuri cu clip. Deci tankuri cu clip, în primul este un heavy loader și în al doilea va fi un auto reloader de tier 10. Da, cred că aici este vorba de Project 65. Hai să vedem ce face Terminator pe Port Bay. Merge pe partea mid-ul, ceea ce e de făcut, sincer. Adică ar trebui, mă, normal, să mergi și să încerci pe cât posibil să scoți tankurile rapide care se pot crea probleme pe această parte. Da, un schimb care cred că l-a avantajat puțin, l-a adus jumate HP-ul pe acel T28 prototip și a încăsat doar o lovitură, după cum vezi, o singură lovitură, dar care e cam 25% din HP-ul lui. Deci 50% versus 25% eu cred că merită acest schimb, sincer. Încușat frumos, iasă în al doilea și garaj, foarte frumos, pe Sherry Pig l-a trimis la garaj. Mai are un singur shell, nu încarcă, pentru că are lângă Indian Panzer, care este one shot și bineînțeles că nu-l va ierta. Și a făcut și al doilea kill. Cineva lovește cu acel cineva, cred că e T-44, îl lovește, sau un tank destroyer, nu pot să-mi dau seama, cu high exploziv în tunel, pentru că nu-l poate penetra. Indienii s-au dus pe oraș, ceea ce, da, e bine, rău, nu știu ce să zic. De obicei se joacă partea midilor pe această hartă, sincer, mai ales la liber, absolut mai ales la liber. Ia uite un Action X, curios, un shot cu șenilă, a doua șenilă, o săracul de el. Și nici n-am mai apucat, n-am mai avut cum să mai retrag înapoi. Garaj a făcut și al treilea kill Terminator. Foarte, foarte frumos joacă colegul nostru. Avem foarte, foarte multe replay-uri cu el, să știi, dacă ești curios cum joacă colegul nostru, chiar dă o răsfuire la folder cu replay-uri și vei găsi cu Terminator absolut o grămadă de jocuri cu toate tankurile din jocul ăsta. Foarte frumos joacă. Ia să dăm un AP frumos. Al doilea un Max Troll. Și al treilea. Eu aș fi folosit high explosive, s-ar putea să-l fi trimis la garaj, dar probabil nu a vrut să riște Terminator și ce e sigur, e sigur. Sunt 3 vs 3, jocul este relativ echilibrat. În schimb, ia să vedem dacă și reușește să ajungă la T-44, care, da, străcuțul de el, nu știu ce face pe partea asta, sincer. Un shot, 376, foarte frumos roll. 346, oh, doamne. Și a fost trimis și el la garaj. Acum, dacă nu are target, e un lucru de făcut. Încarcă clipul, s-ar putea să cele 20 de secunde de load, dacă știi sigur că nu ai target, e bine să ai totuși clipul clean și să nu stai cu două shield-uri pe țeavă. Sau, mă rog, un clip, scuze. Pe țeavă e doar unul singur pregătit. Și am rămas aceste două T-53 5TTP, tankuri extraordinar de bune, îți spun foarte sincer. Pe toată linia asta, cred că cele două tankuri 5TTP și cu 60TP mie mi se par absolut OP. Tankul de 8 și de 10. Și da, sunt întâmplător cei doi băieți, dar au stat împreună, dar da, nu știm cât de bine s-a descurcat, pentru că nu vreau să-l one shot. Și ia să vedem un AP
un gold și din două șaturi atunci și pe cei doi la garaj, aproape instantaneu. Foarte frumos joc făcut de Terminator, 5 kill-uri făcute, normal că a luat Ragged Medal, Top Gun High Caliber, peste 5000 damage făcut în tier 8. Eu zic că este un joc foarte frumușel, foarte frumos, și mai ales dacă e în considerare faptul că are, a avut la el în echipă și 3 ouțe. Da, deci după cum vezi, șacărat în spate, categoric șacărat în spate echipa. Un joc care mi-a plăcut foarte mult, care în momentul în care văd pe jucătorul ăsta, sincer, efectiv mă inspiră să iau tankul respectiv să-l joc, pentru că atât de frumos să joacă, încât chiar îmi dă, cum să zic, o idee de ce să joc săptămâna asta. Și să știi că voi juca Emil 1 categoric săptămâna asta. Felicitări, Terminator, superb jucat! Și hai să vedem și al doilea meci de care ți-am promis. E vorba de un auto-reloader, da, deci tankul ăsta are tot așa un clip cu 3 shell-uri. Un tank tot de Tech 3, dar este de tier 10, nu de 8, și ne așteptăm, bineînțeles, să facă un pic de damage mai mare. E bine, e vorba de Seba din clanul Rodoi, un jucător care a mai avut clipuri cu el și mai ales pe această hartă, pe Rockfield, a mai avut tot cu acest tânculeț, se pare că îi place foarte mult tânculețul. Exact la fel a procedat și în acel match. A mers, nu se meargă pe partea mid-lor, s-a dus pe partea heavy-lor și a reușit să facă 7 kill-uri în acel joc. Mie mi s-a părut ceva senzațional, sincer, mai ales pentru că nu joacă clasic, nu joacă în acel, cum să spun eu ție, acea strategie clasică de fiecare dată, când mergi pe rău, fii totdeauna să mergi acolo sau joci pe port base, să mergi totdeauna pe partea mediului sau pe, nu știu, Winter Malinovka. Nu! Uite-te că s-ar putea să ai niște rezultate fenomenal de bune dacă ești puțin din tipar, dacă încerci să faci ceva un pic altfel, pentru că automat îi pui pe adversarii tăi într-o postură în care, hopa, bă, dau-mi să aici. Într-adevăr, ce am spus nu se aplică, adică se aplică, adică să mergi cu tankul mediu pe tankul heavy este o mare greșeală, absolut. Dar uite-te că câteodată ai și noroc, mergi pe partea heavy-urilor și întâlnești un tier 9 mediu, deci nu întâlnești niciun tank heavy de care să te bați ca de un zid. Deci asta înseamnă pur noroc, efectiv. Iar faptul că ai liberat acea zonă face ca echipa ta, după cum vezi, să stea la balcon, împrăștiați și să facă foc un shot pe toată harta. Ce spunea zonul, vezi vreo 3-4 din alte direcții. Deci absolut o chestie foarte, foarte bună. Dar chestia că nu-ți iasă totdeauna. Asta este că nu-ți iasă totdeauna. Până acum am zis foarte frumos, a făcut un pic de snipe, a făcut un pic de damage, nu mult, dar destul. Mai sunt încă 4 indieni, sunt 5 versus 4, deci clar se arată un match relaxat, exact cum ai văzut și în primul replay, un match în care domină echipa ta categorie. Aici am văzut o singură greșeală, o să vezi imediat. Uite, lasă pe IS-7 one shot și mai are un shell pregătit și nu scoate IS-7-le, ci trage după FV4005, ceea ce îl va costa, după cum am zis, 7 a lovit Super Conqueror lui și l-a scos din joc. Deci încearcă pe cât posibil, nu aștepta ca să te bazezi pe colegul tău să scoată tank, scoate-l tu, pentru că altfel s-ar putea să-ți pierzi colegul, exact cum s-a întâmplat acum. Deci o minoră greșeală. Iar acum sunt 4 vs 2, sau mă rog, 3 vs 2, dar acești doi, să știi că valorează foarte mult, acești doi indieni, sunt Eveca 72 și 60 TP, două tankuri foarte puternice, foarte bine armonate, cu foarte, foarte mare alfa damage, deci trebuie să aibă foarte mare grijă Seba acum ce face. E bine, unul din colegi s-a băgat în bază, să captureze baza, iar el se recuțul, da, l-a și scos de fapt acel IS-8, era de așteptat să întâmple treaba asta. Și acum profită de faptul că VK-72 e pe încărcare și a pus 3 shell-uri în el. Un pic de damage-ul mai mic, pentru că da, pe muniția premium, alfa damage-ul tău este undeva cu 15% mai mic. Un max-ul frumos aici, ia să vedem, un shot,
Da, bineînțeles, iar îl lovit rezervorul de combustibil și are nevoie de un bounce neapărat, altfel nu va face față. Da, uite că a găsat și bounce și uite că i-a dat foc ca și la Analesco, ard în flăcăr Analesco. Și a rămas singur cu acest 60 TP care nu a jucat rău, are 3 kill-uri și este dintr-un clan foarte bun, A1N1, să știi, o să ne uităm imediat la statistici, jucătorul este bun. Și ia să vedem, un schimb de shot-uri, 1, 2, ia să vedem și al treilea. Nu. Încarcă, să vedem dacă reușește 2 shot-uri. Asta a usturat foarte tare. A pus 2 shell-uri, dar uite că a rămas 18 HP și nu știu dacă încarcă înaintea lui, dar a reușit să încarce înaintea de 60 TP. Frumos jocul. La fel a ieșit ca și tura trecută, un joc foarte, foarte frumos. Un high caliber, top gun, pulse, medal pentru cele 6 kill-uri distruse și un as foarte frumos. Scos la 1900 base XP. De asemenea, damage-ul este fenomenal de mare, 7815 damage făcut. Da, hai să ne uităm la 60 TP, da, uite, la 5500 în bătălie are peste 75% mire, deci da, știm cu toții că acel clan este foarte bun. Și da, felicitări Seba, foarte, foarte frumos jocul tău. Uite că ți-a mai ieșit și de data asta. Să mergi cu tancul mediu pe heavy și să-ți iasă figura. Dar chiar dacă mă repet, să știi că este o chestie cu... Este o... da, un cuțit cu două tăișuri. Ai grijă că s-ar putea să fie mai greu de cum... de cum te aștepți dacă te lovești de vreo 2-3 heavy-uri pe partea respectivă și te ieși tu cu un tank mediu. Dar dacă ai și noroc, uite, ți iasă jocuri fenomenal de frumoase. Felicitări Seba și felicitări Terminator, două jocuri foarte frumoase pentru zi de luni. Așa să ne semineze săptămâna și să ne inspire un pic să jucăm tânculețele, loadere și autoreloadere. S-ar putea să fie interesant. Sunt un pic mai greu de jucat decât celelalte pentru că nu ai adrenalină și de obicei tancurile astea au un DPM prost. Dar pe de altă parte, dacă știi să te folosești aceste mecanisme, loader sau auto-reloader, atunci să știi că o vei duce foarte bine pe câmpul de bătălie. Acestea fiind spuse, eu îți doresc o săptămână plină de Blitz. Salut!